Pot să scap de igrasie și mucegai cu ajutorul unui sistem de ventilație? Salutare, dragi prieteni! Sunt Andrei de la Ecovent și azi vorbim despre igrasie și mucegai. Hai să clarificăm în primul rând de unde apare igrasie și mucegaiul. Igrasia și mucegaiul sunt doar niște efecte al unui nivel ridicat de umiditate din încăpere. Deci, practic, umiditatea este cauza apariției igrasiei și mucegaiul. Așa că, dacă vrem să rezolvăm problema cu igrasie și mucegaiul, în primul rând ar trebui să eliminăm cauza, fiindcă altfel este exact cum se întâmplă atunci când ne doare capul și luăm un Nurofen pentru a elimina durerea, dar nu eliminăm cauza apariției acelei dureri și după câteva ore revine durerea de cap. Cam așa se întâmplă și cu igrasie și mucegaiul dacă nu rezolvăm problema, adică nivelul de umiditate. Problemele cu igrasie și mucegaiul apar de obicei în anotimpul rece. De ce? Fiindcă există o relație între nivelul de umiditate și nivelul de temperatură a aerului. Și anume, cu cât temperatura aerului este mai ridicată, cu atâta capacitatea aerului de a menține umiditate în componența lui crește. Adică, cu alte cuvinte, vara, când este foarte cald afară și când este zăpușeală, ce se întâmplă este că, de fapt, în componența aerului există o umiditate foarte ridicată. Și ne simțim că ne sufocăm și transpirăm, da? Ăla este momentul în care umiditatea este foarte ridicată, dar nu se formează condensul și atunci rămâne umiditatea respectivă în componența aerului, fiindcă temperatura e ridicată. Pe de altă parte, în anotimpul rece, iarna, nivelul de umiditate a aerului, când temperaturile sunt negative, este foarte scăzut. De aceea simțim iarna, când este foarte frig, când este ger afară, simțim un aer uscat. Din cauza că capacitatea aerului de a menține umiditate în componența lui pe timp de iarnă este scăzută și atunci nivelul de umiditate este undeva la 30-40% maxim. Deci, cu alte cuvinte, iarna, pereții și geamurile se răcesc, iar în casă este cald și avem un nivel de umiditate ridicat, 70-80%. Și apa din componența aerului, în momentul în care se atinge de pereții reci sau de geamul rece, se formează condensul și începe să se formeze umiditatea în acele locuri și în momentul în care stă umiditatea pe o perioadă lungă pe acea suprafață, încep să apară spore de mucegai care se lipesc de acele suprafețe și încep să se dezvolte acolo și să creeze igrasia, ulterior mucegaiul. Pentru a scăpa de igrasie și mucegai, cu certitudine trebuie să folosim niște soluții pe bază de clor sau alte soluții din comerț care să distrugă acea ciupercă de pe acele suprafețe. Dar pentru a scăpa pentru totdeauna de igrasie și mucegai, este nevoie de o soluție care să elimine cauza, și anume să elimine acea umiditate excesivă din încăpere și să aducă aer proaspăt și uscat înapoi în încăpere. Ei, exact asta face un recuperator de căldură pe timp de iarnă. Pe timp de iarnă, recuperatorul de căldură elimină umiditatea ridicată din încăpere și permanent aduce aer uscat de afară. Procesul ăsta este unul continuu, permanent. Permanent se reîmprospătează aerul din încăpere și permanent este aerul ăla plin de umiditate în exterior și se aduce aer proaspăt de afară în încăpere. Și în felul ăsta ce se întâmplă este că se elimină cauza apariției igrasiei și mucegaiului. Pentru ca un recuperator de căldură să fie cu adevărat eficient împotriva umidității din încăpere, este foarte important ca acest recuperator să fie cu dublu flux, adică în același timp să scoată aerul din încăpere și în același timp să bage aer proaspăt și să reîmprospăteze aerul din interior. În concluzie, un recuperator de căldură nu o să vă elimine acele pete de pe perete pe care le aveți din cauza igrasiei și mucegaiului, dar o să vă elimine cauza apariției acestor fenomene pentru totdeauna o să vă elimine. Adică din momentul respectiv vă garantez că nu o să mai aveți probleme cu igrasie și mucegai. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, te rog frumos să apeși pe butonul de like și să apeși pe butonul de subscribe. Până data viitoare, te rog frumos, nu uita, aerisește-ți permanent locuința.